Prietenul meu drag, vreau să spun că mi-este dor de Domnul Iisus și aștept cu nerăbdare ziua când El va veni după noi și să ne ia cu El în slavă. Slăvit să fie numele Lui! Dragul meu prieten, dar crezi tu că se va întâmpla lucrul acesta? Hai, lasă, că de 2000 de ani se tot spune că vine Iisus și iată că n-a venit. Vezi de treabă că nu o să vină niciun Iisus și niciun... Iată, care a venit acest eveniment! Slăvit să fie Domnul! Plec acasă la Domnul! Iată că mă înalț în sus! Prietenul meu, ce faci? Ce s-a întâmplat cu tine? Asta n-am mai crezut-o! Chiar pleci? Mă las jos! Nu te depărta! Așteaptă-mă! Vai, eu nu pot să zbor, eu nu pot să plec, eu rămân jos, eu nu sunt răpit, înseamnă că sunt un suflet pierdut. Bună, Mariana, draga mea, ce faci? De așa multă vreme nu te-am mai văzut. Da, scumpa mea prietenă Maria, într-adevăr, a trecut așa de mult timp de când nu ne-am mai întâlnit. Mie mi-a fost dor de tine. Și-am dorit așa de mult să te mai întâlnesc și astăzi mă bucur că te văd în locul acesta, la moară, împreună, amândouă, ce surpriză! Așa este, Maria, și pentru mine este o surpriză și mă bucur să te revăd după așa mulți ani. Mă bucur, mă bucur, oare ne vom mai despărți vreodată? Eu l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor și știu că vine o zi când El va veni să ne ia cu El în glorie. El ne-a promis că se duce să pregătească un loc și acolo unde este El vom fi și noi și când locul va fi gata, va veni după noi și ne va lua la El. Maria, draga mea, dar tu crezi toate aceste lucruri? De unde știi tu dacă este adevărat ce se spune? Hai, draga mea, înseamnă că tu într-o zi o să mă părăsești după vorbele pe care le rostești. Înseamnă că va veni o zi când ne vom despărți pentru totdeauna. Eu încă nu l-am acceptat pe Iisus Hristos. Draga mea, ce păcat că până acum nu l-ai acceptat pe Iisus Hristos. Dar nu uita, ai șansa acum să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și vom fi pe veci împreună în împărăția sa. Vrei să-L accepti pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta? Chiar acum El te iubește și Lui îi pasă de tine. Scumpa mea prietenă, vreau să spun cu părere de rău, nu pot să-L accept pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Scumpa mea, dar de ce? El te iubește și Lui îi pasă de tine. E cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o vreodată. Iisus Hristos a suferit la cruce pentru tine. Și Iisus Hristos poate să-ți dea viața veșnică. Vino la El acum, până nu-i prea târziu. Maria, draga mea, eu te înțeleg că tu vrei binele meu, dar eu nu pot să cred aceste lucruri. Eu nu cred că Iisus Hristos există și că El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea nu accept să-mi predau viața cuiva în care nu cred că există. Iar în al doilea rând, Maria, draga mea, eu sunt o fată tânără și frumoasă. Vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă distrez. Dar ce este rău în aceasta? Dacă eu l-accep pe Iisus, atunci mi se închide viața. Nu mai am voie să fumez, nu mai am voie să beau, nu mai am voie să mă distrez, nu mai am voie să merg unde îmi place mie. Eu vreau să-mi trăiesc viața și dacă o fi să mă pocăiesc cândva, o-i face-o la bătrânețe.
Dar nu acum, draga mea. Îmi pare foarte rău să aud din gura ta astfel de cuvinte, dar vreau să știi că a-L primi pe Iisus Hristos în inima ta nu înseamnă a-ți închide viața. A-L primi pe Hristos în viața ta înseamnă a primi cu adevărat viața. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Maria este o fată care te iubește și îți vrea binele tău. Nu uita, nu faci o alegere greșită, acceptă-L pe Iisus, acceptă-L, te rog, pe Iisus. Nu, Maria, nu-L accept, pentru că eu nu cred în El. Ți-am spus, sunt tânără, vreau să mă distrez cu băieți, cu fete, să-mi trăiesc viața din plin, să mă bucur de ea. Nu vreau să fiu toată ziua cu Biblia, cu biserica, vreau să trăiesc viața la maxim. Îmi pare rău că am făcut să te supăr, dar nu l-accept pe Iisus Hristos. Treaba ta, draga mea, este alegerea ta. O să-ți pară rău, o să regreți o veșnicie pentru alegerea ta. N-o să-mi pară rău niciodată, că nu am pentru ce să-mi pară rău, pentru că eu nu cred că există toate aceste lucruri. Așa că am să mă bucur din plin de viața mea. Iată, s-a întâmplat ce spuneam mai înainte, răpirea bisericii, slavă lui Dumnezeu! Îmi pare rău, draga mea, că nu l-ai acceptat pe Iisus în viața ta. Maria, dar unde duci? Ce se întâmplă cu tine? Maria, pare că ai avut dreptate în ce tu ai spus. Vai, ce rău îmi pare! Cum am dat cu piciorul în a mea salvare! Îmi pare rău, Maria! N-o să te mai văd niciodată! Maria a avut dreptate, iar eu am ratat și am dat cu piciorul în salvarea mea. Maria, draga mea, cum de nu te-am ascultat? Îmi pare rău pentru toate acestea. Am fost la un pas ca să fiu salvată, dar am amânat și am crezut că nu cred sau că la bătrânețe. Acum sunt pierdută și-s pierdută pe